Cu ajutorul Bunului Dumnezeu vom continua lecțiile de studiu biblic din tematica începută la sfârșitul anului trecut, Cartea Sfântă, astăzi lecția a cincea, structura Noului Testament. Evangheliile și epistolele, acele scrisori adresate bisericilor sau slujitorilor, la care se adaugă profeția Apocalipsei, constituie completarea necesară a Scripturilor. În epistola către evrei, știți că Vechiul Testament le-a fost adresat lor, se face mențiunea în care se poate încorpora necesitatea canonizării Noului Testament. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitura tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Scrierile Noului Testament nu îi aparțin Domnului Iisus ca autor, dar Evangheliile, după cum bine știți, cuprind viața și învățătura Lui, iar epistolele, învățătura ucenicilor, apostolilor pe care El le-a format. Și Apocalipsa este la fel de direct cuvântul Domnului Iisus Hristos descoperit și trimis prin Ioan bisericilor. În epistola către Romani, la capitolul 14, apare un alt aspect al necesității scrierii acestor cărți. Romani, capitolul 15, versetul 4. Adevăruri valabile pentru Vechiul Testament și în egală măsură și în mod desăvârșit pentru Noul Testament. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Și Vechiul Testament ofera nădejde și mângâiere, dar în completare, Noul Testament oferă o nădejde deplină și o mângâiere întreagă. Canonul Noului Testament, adică acceptarea celor 27 de cărți, s-a format în timp, pe parcursul aproape 350 de ani, din scrierile apostolilor și a colaboratorilor lor, care au fost selectate din mai multe scrieri ale vremii. Vreau să observăm într-o primă parte acestei lecții formarea canonului Noului Testament, apoi câteva caracteristici și într-o a treia parte să parcurgem în mod sintetic, survolând conținutul, ideile cuprinse în aceste cărți. În ce privește canoanele Noului Testament, canonul Muratorii, descoperit în secolul al XVIII-lea, în Biblioteca Ambroziană din Milano, de către Ludovico Muratorii, de unde și numele, cuprinde cărțile care au considerate inspirate de către Biserica din Roma în jurul anului 180 după Domnul Hristos, adică era noastră. Acest canon, deci cuprindere a mai multor cărți din Noul Testament, recunoaște cele patru evanghelii, 13 epistole pauline, Iuda, 1 și 2 Ioan, Apocalipsa lui Ioan și Apocalipsa lui Petru. Aceasta din urmă, nu fără unele rețineri. În această listă nu se găsesc Iacov, Evrei, epistolul lui Petru și 3 Ioan. Deci asta a fost în jurul anului 180. De la Irineu, care a trăit aproximativ în aceeași perioadă, în jurul anului 200, aflăm că în vremea lui, pe lângă Vechiul Testament, erau considerate scripturi, cărți sfinte, un număr de 22 de cărți, cele patru evanghelii, Faptele Apostolilor, 13 epistole a lui Pavel, 1 Ioan, 1 Petru, Apocalipsa lui Ioan și Păstorul lui Hermas. Iată și aici o carte în plus și lipseau altele. Prima mențiune a celor 27 de cărți care compun azi Noul Testament datează din anul 367 în cea de-a 29-a scrisoare a lui Atanasie din Alexandria. Iar consensul general a fost dat începând cu conciliile locale de la Hippo din anul 393 și Cartagina anul 397. Deci abia în jurul anului 400 au fost pe deplin acceptate în comunitățile creștine de atunci
cele 27 de cărți în forma în care avem noi astăzi. Unele, cum rezultă din cele ce am spus, au fost disputate. Au fost respinse temporar ca fiind nu într-o totul acceptate de toți, vom vedea imediat care au fost condițiile, criteriile. În mod special au fost discuții legate de Epistola către Evrei, Iacob, Petru, Ioan, Iuda și Apocalipsa. Au existat și cărți care, deși în anumite momente și locuri au fost acceptate, până la urmă au fost excluse din lista, din canonul Noului Testament. Astfel aici putem include Epistola lui Clement către Corinteni. Clement a fost un episcop al Romei, a doua epistola lui Clement, deci a scris două, epistola lui Barnaba, Didachia, era un fel de cateheză, drept învățătură, păstorul din Hermas și Apocalipsa lui Petru, în prim plan, din cele care au fost la limita de a fi încorporate în canonul Noului Testament. Câteva caracteristici. În primul rând, de ce a fost necesar să se constituie un asemenea canon? Adică de ce s-au evit discuții și a trebuit să se stabilească? De altfel, ce înseamnă cuvântul canon? Provine de la cuvântul grecesc canon, care înseamnă treste, dar întrucât cu trestea se făceau măsurătorile atunci, a rămas ca și unitate de măsură și în teologie, poartă această valoare de stabilizare, de acceptare într-o anumită măsură, respectând anumite condiții, adică ceea ce a fost în canon a fost acceptat, ceea ce nu a corespuns a fost neacceptat. De aici cărți canonice sau necanonice, cum avem acele cărți ce figurează în Bibliile ortodoxe sau respectiv catolice, care inițial, vă spuneam în lecțiile anterioare, au fost socotite ca fiind bune de citit, dar nu canonice, nu au îndeplinit măsura, nu au putut să fie încadrate în ceea ce li s-a părut lor a fi întru totul inspirat. Se pare că primul care a inițiat ideea aceasta și denumirea de Nou Testament a fost un eretic, Marcion, care în jurul anului 140 după Hristos spunea că există diferență între Dumnezeul Vechiului Testament, care pare prea drept și prea sever, și Dumnezeul Noului Testament, care pare mult mai bun și mai iubitor. Pe acest motiv, el spunea că dintre Evanghelii doar Luca s-ar încadra și epistolele apostolului Pavel, unele dintre ele, spunând că restul poartă accente ale Vechiului Testament și nu sunt potrivite pentru Dumnezeu Noului Testament. Evident că asta este o erezie majoră și credincioșii din vremea aceea au fost nevoiți tocmai să stabilească această canonizare a cărților Noului Testament pentru a face legătura cu Vechiul Testament și a nu se abate adevărul. Pentru că, după cum am zis, acest om vroia să orienteze lucrurile într-o direcție greșită, ca și cum nu același Dumnezeu s-a ocupat și a dictat prin Duhul Scripturile de până atunci. Așa cum am amintit și voi mai aminti câteva, în vremea aceea au fost foarte multe scrieri religioase, ca de altfel și în vremea noastră. Majoritatea dintre ele cuprinzând erezii. Astfel a fost Evanghelia egipteană, citată de Clement Alexandrin în scrierile sale, Evanghelia lui Petru, amintită de istoricul Eusebiu, a doua Evanghelia lui Marcu, Evanghelia lui Bartolomeu, o opera gnosticilor egipteni din secolul al III-lea, Evanghelia lui Filip, ce conține o cosmogonie influențată de dualismul gnostic și în care apariția lumii materiale e privită ca și o eroare. Vedeți că aceste cărți, care nu au putut fi încadrate în canon, intră în contradicție cu principiile Vechiului și Noului Testament, care de fapt sunt un singur plan, o singură lucrare a lui Dumnezeu. Au fost și altele, Evanghelia lui Andrei, Evanghelia lui Petru, care a circulat o vreme, mai ales în provinciile răsăritene, unele fiind citate de Iustin, de Origen, dar condamnate de alții. Evanghelia lui Toma, lui Moise, a lui Ezra, a lui Pavel, Revelația lui Ioan Teologul, Apocalipsa lui Petru, Faptele Barnaba, Faptele lui Ioan, nu merită să le amintesc pe toate și probabil nici nu se știu toate.
Poate vă întrebați de ce n-au fost buni, dacă sunt Evanghelia lui Petru și Apocalipsa lui Petru. N-au fost scrise de Petru. Au fost scrise mult mai târziu, spre finalul secolului II sau chiar după aceea, dar pentru a avea popularitate autorii acelor cărți, de fapt pentru a susține ideile lor, fie că au fost gnostici, adică oameni ce credeau că numai cei inițiați pe bază de cunoaștere pot să-L cunoască pe Dumnezeu, fie că au fost orientați cu ereziilor în altă parte. Ei vroiau de fapt doar să aibă credit în fața poporului și de aceea au dat cărților lor denumiri cu numele apostolilor, nu că au fost scrise de acei apostoli. Alte aspecte specifice structurii Noului Testament. Poate asta este mai important. Cărțile Noului Testament în original erau lipsite de orice semn de punctuație. A fost un text consonantic, adică erau scrise doar consoanele, lipsite de orice împărțire, de la stânga la dreapta, era numai consoană lângă consoană, nu erau împărțire pe cuvinte sau pe versete. Acest fapt poate fi constatat în codicii secolului al IV-lea. În codicii din secolul VI apar accentele, iar prescurtările de cuvinte sunt foarte puține până în secolul al IX-lea. În epoca patristică este cunoscută împărțirea textului pentru scopuri liturgice, adică ceea ce se citea după un anumit calendar. De la Eusebiu de Cezarea, un istoric creștin, avem o împărțire a Evangheliei în 1162 de secțiuni. De exemplu, Evanghelia după Matei avea 355 de secțiuni, fiecare carte după lungimea ei. Din secolul IV avem o împărțire a textului Evangheliei în capitole, dar care nu corespunde capitolelor noastre de astăzi. Iar o împărțire în versete este atribuită lui Evagre din Pont, tot din secolul IV. În secolul V, Eutaliu împarte textul Faptelor Apostolilor, epistolele pauline și cele sobornicești în Cefalea, o pericopă catolică la slujba divină, adică o parte din acel text ce se citea odată. Astfel, Faptele Apostolilor aveau 40 de Cefalea și fiecare în funcție de lungimea ei. În secolul VII, Eutaliu din Alexandria a împărțit textul Noului Testament în secțiuni scurte, atâtea litere cât pot fi citite dintr-o singură răsuflare. Fiecare secțiune începe cu un nor șir și aceste secțiuni se numesc stihoi, de unde avem noi expresia stihuri. Împărțirea textului Noului Testament, așa cum o avem astăzi, în capitole, a fost realizată de către Stefan Langton la anul 1228, cancelarul Universității din Paris. Împărțirea actuală în versete datează din 1548, deci asta înseamnă 300 de ani mai târziu, când editorul Robert Stefan o introduce într-o ediție a Vulgatei, Biblia în limba latină, tradusă de Ieronim. Încă un aspect care este mai important, ar spune, decât cele ce le-am amintit până aici, care în parte sunt de factură istorică, dar este bine să le știm cel puțin în idee, să cunoaștem felul în care ne-au fost păstrate scripturile și felul în care ele au ajuns în forma și în imaginea pe care o avem noi astăzi în această binecuvântată carte. Pentru selectarea cărților inspirate, de regulă au fost acceptate următoarele criterii. Deci ce trebuia să conțină o carte pentru a fi admisă în lista aceasta canonică a Noului Testament? O primă regulă: să fi fost scrisă de un apostol sau de un colaborator apropiat. Știți, Matei și Ioan scrise de doi apostoli, Marcu, colaborator apropiat al lui Petru, Luca, colaborator apropiat al lui Pavel, Luca scrind și Faptele Apostolilor. Celelalte epistole, excepție făcând Iacov și Ioan și Iuda, Iacov și Iuda, că Ioan a fost apostol, au fost scrise de frații Domnului. Deci toate au fost scrise de apostoli sau de colaboratori apropiați din vremea lor, nu ucenici de ei lor, ci cei care au vorbit gură către gură și care au studiat în generația lor, cum scria și Luca, toate acele evenimente. Un al doilea criteriu: acea carte să fie acceptată de majoritatea comunităților creștine, pentru că la acele concilii s-au reunit slujitori din apus, din răsărit, din Nordul Africii, din Europa,
Și cărțile, fiind răspândite încă de la finalul secolului I, erau cunoscute. Erau deja acceptate, erau încorporate în învățătura orală a bisericii și acum au fost acceptate ca și cărți scrise pentru a fi tipărite și păstrate împreună. Un al treilea criteriu, conținutul lor trebuia să fie în acord cu doctrina bisericii, fără să existe contradicții. De aceea, alte cărți, ce le-am amintit întreagăt, nu puteau fi acceptate pentru că aveau alte învățături. Și după cum bine știți, cărțile Noului Testament sunt toate în acord. Nu există contradicție, dimpotrivă, se completează într-un mod binecuvântat. Era o învățătură care a fost transmisă, cum spunea Pavel, prin viu grai, și apoi această formă în scris întărea cele spuse în mod verbal prin misiunile apostolilor. Un alt criteriu a fost acordul și potrivirea, deci, cu cărțile Vechiului Testament. În general, în cărțile Noului Testament avem citate, referințe la Vechiul Testament și sunt o completare și o continuitate. Fie a cărților Vechiului Testament, fie să fie o corelare între ele și celelalte epistole sau cărți ale Noului Testament care au fost deja acceptate. Cum am spus că Matei, Marcu, Luca, Ioan, Evanghelia au fost acceptate foarte ușor. Ori trebuia ca celelalte epistole să fie în acord și cu cele deja scrise. Și un ultim criteriu, inspirația unei cărți era dedusă și din efectul moral pe care îl avea. Știți că învățătura trebuie să ducă la evlavie. De exemplu, acele cărți care nu le acceptăm ca și canonice nici în zi de azi, deși Biserica Catolică, în Evul Mediu, prin Conciliul de la Trent le-a acceptat, cum ar fi nu doar cărțile Macabeilor, care sunt mai mult de factură istorică, dar celelalte, Bel și Dragon și Balaurul și Iudit și Tobit și celelalte, descriu în parte și niște chestiuni de ordin fantastic, aș spune, pe care nu le regăsim în forma minunilor Vechiului Testament sau a învățăturii, nu sunt în acord cu restul Bibliei. Din cele spuse putem afirma cu încredere că Scriptura, în forma în care o avem, cele 66 de cărți, 39 Vechiul Testament, 27 Noul Testament, sunt un tot unitar, pentru care putem spune din inimă, slăvit să fie Domnul. Acestea fiind spuse, vă propun să survolăm fiecare carte a Noului Testament și să vedem în sumar ce spune acea carte. Și întrucât anul acesta ne-am propus să citim împreună Biblia într-un mod mai aprofundat, cred că o imagine de ansamblu ne va face bine atât unei aplecări mai pasionante spre Scripturi, cât și unei înțelegeri mai complete, mai profunde. Putem distinge, ca și perioade istorice, referitoare la scrierea cărților Noului Testament, trei perioade. Prima perioadă, începutul și bazele mântuirii. Anul 5 înainte erei noastre, anul 30. Aici includem Evangheliile în prim plan. Evanghelia după Matei, scrisă de ucenicul și apostolul cu același nume, îl prezintă pe Domnul Hristos pentru evrei. Este bine cunoscut că în această Evanghelie apare frecvent citatul ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice. Mai citiți 2-3 capitole din Matei și din nou se repetă aceasta. Așadar, inclusiv așezarea ei în canon ca prima de Noul Testament legată de Vechiul Testament, cât și conținutul ei intrinsec, dovedesc că ea a fost scrisă pentru evreii care așteptau mântuirea. Iisus e menționat de 8 ori ca fiul lui David, împărăția celor e menționată de 33 de ori. Matei dă 60 de exemple din Vechiul Testament, în mod special din Psalm și din Isaia, cărți mesianice. Marcu, scrisă de Ioan Marcu, vărul lui Barnaba, adresează Evanghelia sa creștinilor din Roma, în prim plan romanilor. De unde se știe aceasta? Datorită aspectelor prea puțin iudaice din carte și preponderent externe în stil. Sunt puține citate din Vechiul Testament, conține expresii latine, cuvinte aramaice care sunt tălmăcite, ori dacă era adresată evreilor nu mai trebuiau tălmăcite.
Autorul prezintă foarte multe întâmplări și puține învățături. Marcu prezintă totul raportat la prezent. Frecvent veți întâlni în Marcu expresia îndată. El este foarte operațional și prin această expresie întâlnită de 42 de ori în Evanghelia sa, relatează foarte multe evenimente din viața și lucrarea Domnului Hristos. Luca este diferită. Chiar dacă aceste trei numite evanghelii sinoptice, în sensul că seamănă între ele prin structura lor, Evanghelia lui Luca este o mântuire adresată tuturora. Spre deosebire de primele două, expresia femeie apare de 43 de ori și el menționează trei minuni cu un singur copil, care nu se regăsesc în primele două evanghelii. El a scris pentru greci, așa cum rezultă chiar din debutul cărților sale. Pentru neamuri, să nu uităm că el a fost un colaborator apropiat și permanent al apostolului Pavel. Luca are câteva mențiuni în plus, nașterea lui Ioan, evenimente din copilărie lui Iisus Hristos, referințe speciale la Petru și alte șase minuni. Cazul cu Zacheu, cei doi spre Emaus, e Evanghelia cea mai literară și ea dezvoltă bazele teologiei răscumpărătoare. Ioan, la rândul său, prezintă pe Iisus ca și cuvântul lui Dumnezeu. E diferită de celelalte, de aceea Ioan este și numit uneori Ioan Teologul. Această Evanghelie nu prezintă nicio pildă, doar șapte minuni. În schimb, prezintă cu insistență natura persoanei Domnului Hristos în vederea formării și păstrării unei relații personale cu El. Adică Ioan a păstrat din predicile Domnului Hristos mai mult cuvintele sale, pe când ceilalți au vorbit mai mult despre evenimente, despre lucrările efectuate. Aș putea spune că și predicatorii din zilele noastre și cred întotdeauna se aseamănă unul cu un evanghelist, altul cu un altul, având accente și conținuturi diferite, dar toate într-o strânsă și binecuvântată completare. După părerea unora, nu știu dacă asta a avut Dumnezeu un plan, dar cel puțin această imagine poate fi notată, Matei îl prezintă pe Domnul Iisus ca regele, leul. Marcu îl prezintă ca robul. Și de aici imaginea boului de la fețele celor cele patru a heruvimilor și de la structura taberei lui Israel și a tronului Dumnezeu din cer. Luca îl prezintă ca fiul omului. Este o altă față a heruvimilor. Iar Ioan ca fiul omului, ca fiul lui Dumnezeu, poate avea imaginea aceea de vultur, a unuia care vine pe nori și care s-a înălțat înapoi la cer. Urmează perioada a doua, cea de răspândire a Evangheliei, anii 30-60 era noastră. În această perioadă au fost scrise cărțile ce le voi aminti în continuare, Faptele Apostolilor, care cuprinde venirea Duhului Sfânt, începuturile bisericii și răspândirea acestei lucrări, exact după promisiunea Domnului, Ierusalim, provinciile Israelului, apoi până la marginile pământului. Capitolele 1-8 prezintă Evanghelia în zona aceea a evreilor, de la capitolul 9, începând cu convertirea lui Saul ca apostol al neamurilor, capitolul 10, Evanghelia ajunge la neamuri, în casa lui Corneliu, în Cezarea, se continuă cu prima, a doua și a treia călătorie misionară a apostolului Pavel. Și se încheie, cum știți, cu arestul și judecățile lui și deplasarea la Roma. În această carte se vede cum Evanghelia s-a extins și cum s-au format noi baze ale lucrării. Cum centrul n-a mai rămas la Ierusalim, se mută la Antiohia și am putea spune că Pavel intenționa să dezvolte un centru creștin și la Roma. Oricum, în această carte, care conține predici a lui Petru și a lui Pavel, minuni deosebite, se încearcă prin apostol și prin Luca ce a scris să se legifereze, să se evidențieze în fața și în întregul imperiu noua credință a apărut.
Asta s-a întâmplat peste tot. Unde credința s-a extins, a fost nevoie ca credincioșii să se unească și să-și găsească, să-și aibă un statut în fața statului, a felului de organizare uman, social. Iacov, scris în aceeași perioadă, a fost scrisă pentru creștinii iudei, cum rezultă din introducere. Și prezintă credința ca o jumătate de Evanghelie și roadele credinței ca cealaltă jumătate de Evanghelie. Galatenii au fost scrise în jurul întrebării, trebuie respectată legea mozaică? Și aproape în întreg conținutul cărții, pentru că ea cuprinde și câteva sfaturi, apostolul explică trecerea de la lege la har, în baza promisiunilor lui Dumnezeu date încă de la Avram, căci credința a venit înaintea legii. El explică faptul că în nou legământ, credința care lucrează prin dragoste, este net superioară legii. Știți că în finalul capitolului 5 vorbește el despre faptele firii și roada Duhului Sfânt. Cei ce au Duhul lui Dumnezeu nu mai sunt sub legi, nici din punct de vedere a incidenței ei ca legi și nici din punct de vedere a trăirii ei, nu doar ca normă, cât și ca relație între om și Dumnezeu. Epistolele 1 și 2 Tesaloniceni, deși sunt scurte, 5 și respectiv 3 capitole, cuprind toate doctrinele Noului Testament. În cuvinte scurte, apostolul, după ce a predicat în biserica din Tesalonic, le adresează aceste două scrisori, vorbindu-le de la noțiuni de practică religioasă în biserică și în viața particulară, până la referințe escatologice. Nu știm exact ce vânturi de învățătură, cum nota el, i-au tulburat pe credincioșii care se temeau ce va fi cu cei ce muriseră. Pentru că ei credeau că venirea Domnului este iminentă și unii încetaseră din viață. Și le scrie la cele cuvinte ce le folosim noi în mod deosebit la mormântări, că cei vii împreună cu cei morți se vor întâmpina deodată pe Domnul și vom fi împreună cu El pentru vecii vecilor. Doamne, să fii slăvit și pentru aceasta. Cele mai lungi epistole din cele adresate bisericilor pe unde a slujit sunt 1 și 2 Corinteni. De ce? Pentru că în Corint, de altfel în Ahaia, că nu se adunau într-un singur loc, au fost cele mai mari probleme. De aceea apostolul a fost nevoit să le scrie referitor la despărțiri, judecăți, moralități, utilizări greșite a darurilor spirituale, neadministrarea corespunzătoare a cinei Domnului. Le scrie despre viața de familie. Pentru că ei l-au întrebat, uneori în scris, că despre alte situații a fost informat. Neputând să ajungă, erau distanțe mari raportat la mijloacele de deplasare de atunci, și în forma aceasta li se adresa sub călăuzirea ce o avea. A tratat și probleme administrative, dar le-a vorbit și despre diferitele doctrine necesare. A vorbit și la ei despre înviere, cum știți, acel capitol 15, 1 Corinteni tratează mai pe larg problema învierii. La un moment dat le spun el, nu înțelegeți, adresându-se într-un mod radical, am spune, cine știe și acolo ce învățături erau, pentru că așa a fost dintotdeauna. Diavolul încearcă să perturbeze adevărul. Așa a fost în grădina Edenului și așa a fost întotdeauna lungul istoriei. De aceea, în mod deosebit, a doua epistolă către Corinteni, o epistolă polemică în care a fost nevoit să-și apere statutul său apostolic. Erau alții în vremea lui care se pretendeau a fi apostol mai aleși decât el, dar care n-aveau ce să pună în cântar nici slujirea și nici puterea apostolului Pavel, nu puteau să o atingă. Apostolul la un moment dat zice, vă vorbesc ca un nebun, adică n-ar fi corect să mă laud eu, dar vreau să vă explic. Le explica la niște copii retardați, la un moment dat îi numește, care au fost ușor influențați și Pavel, ca un părinte spiritual, suferea pentru ei și voia să nu îi piardă. O altă epistolă scrisă în vremea aceea
cea către romani diferă de celelalte. Pentru că Pavel, când a scris-o, încă nu fusese la Roma. De aceea, el nu știa amănunte despre ei, nu știe cum să-i sfătuiască sau cum să-i mustre, le dă doar învățături de ordin general. Însă frumusețea epistolei către romani dată de faptul că prezintă în modul cel mai elaborat doctrina mântuirii. Pornind de la starea de păcat a umanității, evrei și neamuri deopotrivă, el descrie valoarea jertfei Domnului Hristos în ispășire, în regenerare, în toate aceste procese până la glorificarea de la a doua venire. Și apoi, după ce prezintă și finalul lucrării lui Dumnezeu cu evrei, capitolul 9 la 11, trece din capitolul 12 și dă sfaturi credincioșilor cu privire la viața de credință. Sfaturi generale, dar care potrivesc tuturor. Efeseni, o epistolă care a apărut ca o circulare a unei conferințe biblice. Am putea spune că epistola aceasta este geamănă cu epistola către Coloseni. Numai că Efeseni vorbește în prim plan despre Domnul și biserică, accentuând lucrările din biserică, iar Coloseni vorbește despre Domnul, tot în raport cu noi, dar scoțând în evidență mai mult persoana Domnului Hristos. Ambele vorbesc despre un plan veșnic și despre ceea ce Dumnezeu a intenționat să realizeze prin Domnul Hristos. Spre deosebire de aceste epistole, epistola către Filipeni este cea mai personală dintre toate epistolele pauline, cuprinzând de aproximativ 100 de ori pronumele personal, eu, mie, al meu, pe mine, nu cuprinde nicio mustrare. Pentru că biserica din Filipi, am putea spune că a fost biserica cea mai de suflet a apostolului Pavel. Credincioși care în sărăcia lor l-au ajutat, biserică ce nu avea neînțelegeri ca cei din Corint, nu existau stări imorale, o biserică de oameni în necazuri, dar care slujeau Domnului cu toată inima. Acestora le scrie Pavel să fie și mai desăvârșiți. Amintiți-vă ce le scrie în Filipeni 2, unde vrea să-i ducă la gândul lui Hristos, care a sacrificat totul și a ajuns la o slavă deplină. Și el le vorbește despre nevoia de a fi întru totul totului tot, apropo de expresia rostită în Vechiul Testament, când le spune tot ce este drept, tot ce este vrednic de urmat, aceea să vă însuflețească. O ultimă epistolă scrisă în perioada aceea este epistola către Filimon. O scrisoare către un credincios din Colose, cu privire la un sclav care fugise de la el și care se convertise în închisoare unde l-a întâlnit apostolul Pavel. Epistola aceasta descrie relațiile dintre frați, relațiile particulare. Este o frumusețe să vezi cum Pavel, neavând nicio pârghie asupra lui Filimon, era în închisoare. Filimon, cum am spus, era un stăpân de sclav. Dar încrederea dintre ei, relația aceea în dragoste, cum zice la un moment dat într-un verset, va scoate în evidență tot binele care se face între noi. Pentru că efectiv este o plăcere să fie o relație, nu contează că în trecut au fost probleme. Dacă relația noastră cu Dumnezeu se reface, fără să se mai țină cont de nimic din trecut, înseamnă că și relațiile dintre credincioși pot să ajungă la o stare de dragoste și de pace perfect, excluzând și uitând total anumite neplăceri sau neajunsuri din trecut. O a treia perioadă este perioada consolidării, perioada în care au fost scrise epistolele pastorale ale apostolului Pavel, 1 și 2 Timotei și Tit. Acești doi slujitori erau doi prezbiteri și colaboratori apropiați ai apostolului, prin care el îi sfătuiește cum să slujească, cum să trateze diferiți membri ai bisericii, cum să organizeze bisericile. Tot în această perioadă se crede că a fost scris și 1 și 2 Petru, dat fiind referințele din conținutul epistolei, în mod special la 1 Petru, înseamnă că venise prigoana, vremea lui Nero. El se adresează credincioșilor,
îndemnându-i să rămână tari și să-și pună încrederea în harul și în slava viitoare. Epistola lui Iuda are și ea valoarea ei și rezultă din ea că-și credincioșii unii, ca și alții din istorie, începuseră să decadă și el îi îndeamnă să rămână statornici în credința aceea dată sfinților odată și pentru totdeauna. Cele mai târzii epistole sunt 1, 2 și 3 Ioan, care prin conținutul lor scot în evidență problemele care au apărut. Deja intrase filozofia, gnosticismul își făcuse apariția în mediile creștine, oameni ca Diotref se instalaseră în slujbă, după cum avertiza apostolul Pavel în prima perioadă, și tot în perioada aceasta se crede că a fost scrisă și epistola către evrei, nu după anul 70, ci înainte, pentru că templul încă era. Epistola către evrei este o descriere în paralel a înălțimii sub diferite aspecte, dimensiuni a lucrării Noului Testament. Domnul Hristos, fiind net superior lui Aaron, și toate harurile ce le avem noi sunt, cum spune la un moment dat, că Dumnezeu a găsit ceva mai bun în vedere pentru noi. Și ultima referință, Apocalipsa, ultima descoperire dumnezeiască, ce nu mai necesită altă carte după ea. Pentru că în ea se fac referiri concrete, sub diferite imagini, parte luate din Vechiul Testament, parte noi, simboluri, peceți, trâmbițe, cu privire la a doua venire, la intrarea, la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Finalul cărții Apocalipsa este o compactare care dovedește acel Alfa și Omega în raport cu primele trei capitole, de exemplu, din Genesa, primele trei din Genesa, ultimele trei din cartea Apocalipsa. În încheiere, în nădejdea că atunci când vom citi aceste cărți, eu recomand o carte când este citită să fie citită întreagă, mai cu seamă cele scurte, ca să avem imaginea unui scrisor care a fost trimisă odată și cred citită odată. În încheiere, mai prezint două idei. Noul Testament este o descoperire a planului Dumnezeu pentru prima și a doua venire a Domnului Hristos. Domnul Hristos a îndeplinit tot ceea ce cerea legea și prorocii. A îndeplinit tot ceea ce cereau scrierile sfinte și s-a constituit prin viața sa într-un exemplu ce a putut fi urmat. Drept urmare, scrierile istorice, faptele și epistolele. Așadar, Domnul leagă puternic prin viața sa tot ce a fost în Vechiul Testament și tot prin viața și învățătura sa, tot ceea ce urmează în Noul Testament. După cum este scris în Ioan 1:14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Aici avem imaginea unui cuvânt revelat în imaginea ei, în imaginea lui maximă, și totodată exemplul pe care el ne l-a dat. Versetul 16, și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, și aici putem încorpora tot Vechiul Testament, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și aici putem să ne gândim la Noul Testament. De asemenea, Noul Testament conține promisiunile divine pentru viitor și explică, completând profețiunile escatologice ale Vechiului Testament. Ce scrie în Daniel, de exemplu, despre acea piatră ce urma să umplă pământul, nu poate fi înțeles fără Noul Testament. Ar fi o imagine prea vagă, neexplicită. Dar legând profețiile din Vechiul Testament de Apocalipsa, legând toate referințele Domnului Hristos de împlinirile sale, de realizările din epistole, apoi trecându-le prin epistola către evrei, totul se desăvârșește. Totul capătă contur și totul se explică. Amintiți-vă de famenul care întreba despre cine e vorba, ceva nu înțeleg, nu-i scris destul, vroia să spună. Și Filip, care a explicat ceea ce știa și urma să se scrie Noul Testament, l-a făcut prin spusele sale pe famen să înțeleagă. În ideea aceasta, ca și
ultime referințe, citesc din Efeseni, capitolul 1, unde spune Apostolul Pavel de la versetul 17, și mă rog ca Dumnezeu Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și această cunoaștere a Lui înseamnă pentru noi și cunoașterea, în prim plan, cunoașterea Scripturii. Scrie în versetele următoare ca să pricepem la ce suntem chemați. Asta din scrisele lui Pavel. Și ultima referință, scrierile lui Petru, 1 Petru, capitolul 1, cum aminteam, o scrisoare adresată celor care sufereau și mureau pentru Domnul, ca să le deschidă privirea spre eternitatea fericită, scrie de la versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos, din morți la o nădejde vie și la o moștire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji păstrată în ceruri pentru voi. Și el face referire clar la Vechiul Testament când zice la versetul 10, prorocii care au prorocit despre harul care vă rea păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Cu alte cuvinte le scrie, frați sfinți, prigoniți, ținta altora din vechime trebuie să rămână ținta voastră. Dar voi sunteți avantajați, ajutați, știind faptul că Domnul Hristos deja s-a dat ca preț și s-a dus înainte ca să ne pregătească locul și apoi să revină după noi. Peste toate și prin toate, cercetând Scriptura, putem să spunem din toată inima, mulțumim Domnului. Fără această carte asupra căreia Duhul Sfânt a vegheat, noi am fi fost foarte lipsiți de un fundament. Credința noastră n-ar fi avut pe ce să se bazeze, dar așa, și la moarte, și în prigoană, vorba Apostolului Pavel, cuvinte scrise din închisoare, eu știu în cine am crezut. În aceeași scrisoare, a doua Timotei, îi vorbea și lui, și tu știi în cine ai crezut, și știi pe ce te bazezi, pe Scripturi care le cunoști din copilărie. Fie ca această carte sfântă să rămână baza încrederii noastre și Duhul Sfânt să o facă pentru noi clară și vie în toate vremurile. Amin.